Dragii mei, textul pentru astăzi îl găsim în Apocalipsa, la capitolul 3, versetul 18. Citez cuvântul Domnului. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Până mai ieri am trăit era din plin a consumerismului. Fiecare reclamă te îmbie să cumperi, să cumperi mai mult, produse cu funcții mai complexe, mai atrăgătoare, prețuri mai ispititoare. Dar în câteva săptămâni am conștientizat că se poate trăi fără multe lucruri. Îți poți folosi în continuare vechiul telefon, poți să te îmbraci cu vechiul plover, te bucuri să descoperi prin casă lucruri pe care le poți repara. În aceste zile, unii au descoperit că pot să mănânce mai bine acasă decât în oraș. Poți trăi fără cutare sau cutare produs, te mulțumești cu o dietă mai simplă și cu o viață mai ușoară. De secole este deschis un magazin, patron și vânzător, Domnul Iisus Hristos. Nu are multe produse pe raft, dar stocul nu este limitat și ciudat. Nu poți cumpăra pentru alții, ci doar pentru tine. Reclama magazinului este modestă. Cumpără de la mine aur, haine albe, alifie pentru ochi. Dragul meu, pentru azi, ce produs din oferta magazinului lui Iisus Hristos îți lipsește? Scuzată să-mi fie întrebarea, vezi bine, hainele îți sunt curate, care e bogăția pe care o posezi? Iisus Hristos știe realitatea stării tale spirituale și pentru tine El are încă magazinul deschis și poți intra în posesia produselor comandate. Produsele magazinului sunt livrate online. Pentru aceasta ai nevoie de o conexiune bună la internetul cerului pe genunchi. Pleacă-ți genunchiul și cere-i ce ai nevoie. Dacă frigul omenirii te înspăimântă, hainele oferite de Domnul Iisus îți vor încălzi sufletul. Ochii minții vor vedea deslușit timpul pe care îl trăim. Privește, Iisus revine. E chiar la intrarea în noul Ierusalim.